Evaluarea națională de la clasa a doua începe astăzi, 13 mai, cu proba de limbă și comunicare în scris. Mâine, 14 mai, va avea loc proba de limbă și comunicare citit. Iar în 16 mai va avea loc evaluarea cunoștințelor acumulate în primele două clase la matematică și științe ale naturii. Evaluarea din acest an nu aduce modificări față de anii anteriori, având un format asemănător evaluărilor internaționale și implică un nivel mediu de dificultate, spun reprezentanții inspectoratului școlar. Este deja o problemă națională discrepanța în pregătirea elevilor din mediul rural față de cei din mediul urban, iar evaluarea cunoștințelor acumulate de elevi în cele două clase primare are rolul de a identifica din timp copiii care au diverse tipuri de probleme și de a stabili pentru ei programele remediale. În județul nostru avem aproximativ 3.000 de elevi din clasa a doua care susțin astăzi, încep de fapt să susțină probele din cadrul evaluărilor naționale. Astăzi avem pentru limba română scris, avem pe urmă în data de 14 mai citit limba română, în 15 mai citit limba maternă, iar în data de 16 mai matematică și științe ale naturii. Sunt foarte multe elemente pe care le-am întâlnit și în anii anteriori, deci în ceea ce privește organizarea și desfășurarea acestor evaluări și trebuie categoric utilizate pentru a individualiza planurile de învățare și pentru a vedea progresul elevilor, mă rog, în cazul acesta a doua, a patra, a șasea, pentru că urmează și cei din clasele a patra și clasele a șasea. Dar, categoric, pentru elevii din clasa a doua, se urmărește să vedem nivelul pe care îl dețin copiii și abilitățile de bază de scris, citit și competențele de la matematică. Categoric, în funcție de rezultatele obținute, trebuie să optimizăm procesul de învățare pentru fiecare elev în parte. Ca și în anii anteriori, rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei.